Și iată trafic blocat total pe Valea Oltului, lângă Câineni. Un tir s-a răsturnat, remorca acestuia blocând ambele sensuri de circulație. Mai multe informații are colegul meu, Marian Ginga. Bun găsit, Marian! Da, bun găsit, și așa va fi și pentru următoarele ore, pentru că practic este imposibil ca tirul respectiv să fie tras în afara părții carosabile. Acolo nu există o asemenea posibilitate, așadar vorbim despre un incident destul de grav pe Valea Oltului, undeva lângă localitatea Câinene, acolo unde tirul respectiv a ieșit în decor. Spun polițiștii cel puțin până la acest moment, pentru că abia s-a ajuns acolo, din cauza faptului că șoferul ar fi avut viteză. Remorca a intrat în tangaj, în balans, tirul s-a rotit și a rămas în poziția aceasta nefirească în care îl vedeți. Nu este rănit, adică este rănit, dar nu va pleca spre spital, refuză acest lucru. La fața locului sunt ambulanțe, este și un echipaj de la descarcerare, dar și poliția. După cum vedeți, traficul este complet blocat în acest moment, nu se poate circula. A fost solicitată o macara de mare tonaj ca să readucă tirul cumva într-o stare în afara străzii, dacă se poate spune așa, pentru ca cel puțin să se poată circula pe un singur fir, spuneam, pe Valea Oltului, la Câineni.